versurile unei poezii care aparțin poetului Chirileanu, poezie intitulată Stare de fapt și un subiect în care pledează în favoarea unei întâlniri personale cu Dumnezeu. Ne-am învățat să fim nemulțumiți și să ne plângem poate de prea bine. Ne revoltăm când suntem prigoniți, ori comentăm când chiar și un moft ni se reține. Îl judecăm adeseori pe Dumnezeu în funcție de cât îi dăm zecime, uitând că tot ce am primit n-a fost plătit și nici cadou de la mulțime. Ne-am învățat să ne rugăm în cor, sau cel puțin rostind aceeași frază, de parcă am fi pe placul tuturor, așa cum doar mulțimile te limitează. De ce să nu ne mai rugăm acasă și să trăim minuni, nu doar povești? Nu scrie nicăieri de mântuire în masă, ci doar de izbăviți în urma bunei sale vești. Avem și dreptul la minuni nepublicate. Putem ruga pe Dumnezeu și personal. N-avem nevoie de formule învățate. Nu suntem obligați să curgem după val. Minunile sunt minuni atunci când tu și Dumnezeu le-ai petrecut ca fiu și tată. Când ne-ai cerut în ceasul răscolit și greu, iar El te-a ascultat de fiecare dată. E timpul să ne vindecăm de gloate și să trăim mai personal orice moment. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El în toate ne-a ajutat, de la început până în prezent. Amin.